Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Avem oaspeții din Basarabia în studioul Campus TV și oaspeții de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul. Doamna profesor Elena Năstăsoiu ne povestește despre cum decurg evenimentele și în zilele următoare. Mâine va fi la HD-ul o conferință importantă, da? Sigur, mâine continuăm cu conferința Istoria ne cheamă la fapte. Este o conferință la care se muncește de ceva timp. Avem invitați de mari, că domnul profesor universitar Florin Müller din partea Facultății de Istorie Universitatea București, doamna lector Ruxandra Buluc din partea Universității Naționale de Apărare, evident oaspeții noștri dragi din Soroca, o conferință împărțită în fapt în două. Pe de o parte avem momentele de prelegeri, comunicări științifice ale profesorilor susmenționați, ale elevilor din Soroca și respectiv din Colegiul HD-ul. Va fi alături de noi și Alexandru Drăghici, fost HD-ian, senior al proiectului Fratele meu de peste Prut. Și a doua parte, program artistic și un moment foarte important despre care aș vrea să vă vorbească colega mea, un moment de înaltă trăire sufletească și de o lecție de românism. E vorba despre lansarea unei cărți de suflet și aici o să o las pe doamna Olga să ne povestească. Vă rog! Cartea o aveți chiar în față, da? Iar lansarea, înțeleg că a avut loc și astăzi la Marghiloman, dar va avea loc și mâine la HD. Da, este un copil de suflet al meu. Este ceea ce a putut, eu știu, da, celor care îi iubesc. Niște gânduri pe care le-am acumulat cu anii, dar am ținut cu tot din adinsul să demonstrez că această carte este una care mă reprezintă. Este cea care e o inimă care bate, este cea care vine să îndemne să nu ne uităm părinții. O să vă întrerup un pic și o să vă rog apoi să ridicați cartea, astfel încât să poată fi văzută la cameră. Continuăm imediat, dar așteaptă cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, felicitări pentru emisiune. Mulțumesc, mulțumim. Mult succes acestor oameni care ne încântă efectiv pe noi buzoienii cu diferite momente frumoase, inedite. O prețesc enorm pentru că îmi să spun o cunosc pe doamna profesor Năstăsoiu. Este un om care se implică oriunde și oricând necondiționat. Doamna Tarău, mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru gândurile frumoase. O seară bună în continuare și dumneavoastră. Și o să o rog pe doamna Olga Gherghelijiu să vorbească în continuare despre cartea pe care am și văzut-o mai devreme în imagini și despre care sunt foarte multe de spus. Vorbeam că este o inima mea care am încercat să simt fiecare părticică. De ce zic așa? Pentru că am încercat în această carte să îndemn să ne iubim părinții, pentru că ei sunt cei care ne-au dat viață și la rândul nostru noi suntem părinți, să ne învățăm copiii noștri să ne iubească pe noi și să-și iubească copiilor. În această carte am pus accent pe amintire, pentru că amintirea este cea care ne învață să fim totdeauna copii. Să fim cei care am încercat să ne iubim părinții așa cum am știut-o atunci, în copilărie, dar să simțim acum aceste emoții. Am încercat să pun accent aici pe lectură, pe carte. Am încercat să fac din poeziile mele o cetate de carte, să îndemn pe copii să lectureze cât mai mult, pentru că cine își ia prieten cartea devine cineva în viață. Ca apoi să pun accent pe demnitate, pe verticalitatea noastră ca un popor. Pentru că dacă nu-ți cunoști rădăcinile, sigur că nu mai poți crede în nimic. Și atunci, dacă îmi permiteți, voi încerca să dau citire unei poezii care așa și-am intitulat-o Eu cred.
Eu cred. La o margine de țară, peste Prut, la răsărit, Basarabia oftează. E o palmă de pământ. E un copil ce-și plânge soarta și se roagă îndurerat. Doamne, fă-mi o cărărușă, peste Prut să mai răzbat. Ca să nu mă întrebe insul, actele și cine sunt, oare eu să fiu un vinsul și străin pe-al meu pământ? Te rog, Doamne, fă dreptate, rana vindecă-mi cu mir, iar în suflet să înflorească îmbobocind un trandafir, trandafir în trei culori, cu petale în rouă plânse, adunate în tricolor și la piept de mine prinse. Cred că va veni o zi când această mărgioară hotarul își va reuni cu tot neamul grămăjoară. Minunat, și cred că de fiecare dată când citiți, când recitați din poeziile pe care le scrieți, vedeți lacrimi în ochii celor care vă înconjoară, așa se întâmplă și acum. Și e răspunsul cel mai bun la întrebarea de ce ar trebui să existe o reunire a României cu Basarabia. Vă mulțumesc tare mult pentru minunatele ocazii pe care ni le oferiți în emisiunea de astăzi. O să încheiem și cu Eva recitând o poezie, dar înainte de toate, pentru a vorbi puțin și despre ce se mai întâmplă în aceste zile, știu că la Colegiul Bogdan Petricei cu HD-ul sunt activități în fiecare lună, activități dedicate centenarului și nu acum, doar în luna martie, am început, cred că de la începutul anului și vor continua în lunile următoare. Sandra, o să te rog pe tine să ne spui, în afară de luna martie, a cărei importantă, cred că, activitate este chiar vizita din Soroca, ce se va întâmpla în aprilie? Bineînțeles că Colegiul HD-ul selbează în paralel centenarul. Am început în fort încă din septembrie. Punctul forte al acestei luni este, bineînțeles, vizita din Soroca. Iar pe viitor ne pregătim în aprilie pentru plantarea de sejar la Mărășești. E un fapt de comemorare a elor HDN din primul război mondial. În septembrie o să avem din nou o sesiune de comunicări științifice, unde vor participa și alte colegii din țară. Iar în toamnă, dacă ne mai primesc colegii din Soroca, bineînțeles că vom merge cu mare drag. Pentru că, cu toate că eu sunt în anul terminal la HD-ul, nu se încheie aici colaborarea mea, pentru că eu țin foarte mult la acest liceu. Mi-a rămas, o să-mi rămână, de fapt, o parte din suflet aici și dacă doamna Năstăsoiu o să mă ia în continuare cu dumneavoastră, aș vrea să rămân ca o senioară a proiectului, la fel cum a făcut-o și colegul meu Alexandru Drăghici, pentru că mi-a rămas un pic și în proiectul acesta. Am legat prietenii, am fost în familie în Soroca. Anul trecut nu am fost în aceeași familie, cum am fost prima dată, dar m-am întâlnit atât cu mama fetei la care am fost, cât și cu ea. Și m-a emoționat că au reținut ce mi-a plăcut la ei și mi-au adus cadou. Ce frumos! Da, e foarte mulțumit. Atunci când vin la tine elevii de la Soroca, ce întrebări spun? Care sunt întrebările pe care le auzi de la fiecare în parte cel mai des? Am avut o discuție foarte interesantă aseară, după ce au ajuns fetele, despre structura bacalaureatului de la noi și de la ei. Am împărtășit impresii despre liceu, în general despre educație, despre tradiție am vorbit aseară și mie chiar îmi place să aud poveri despre tradiții, despre nunți, despre familie în general, cum obiceiurile cum se comportă în familie, chiar foarte drăguț. Foarte interesant. E, până la urmă, ne îmbogățim reciproc din astfel de discuții. Mulțumesc, Sandra. Aș vrea să încheiem, așa cum spuneam mai devreme, cu Eva. Eva Dorogan este eleva liceului Ion Creangă din Soroca și ne va recita o poezie din cartea pe care doamna profesor de limba și literatura română, Olga Gherghe-Ligeu, a lansat-o astăzi și o să o ascultăm pe Eva chiar acum. În limba mea română își cântă imnul Slova.
În limba mea română iubesc și eu Moldova și tricolorul cheamă în graiul românesc. Unire, frați, unire cu neamul strămoșesc. Avem o țară în lume, cu blândul ei popor. Noi ne-am născut anume din dorul călător. Să-l purtăm oriunde, să ne amintim oricând de mamă, frați, surori, un Dumnezeu având. Să nu ne lasă în pradă ispitei pământești. O viață ai și o țară, ai dreptul să le iubești. Minunat! Eva, ce urmează? Ești în ultimul an. Ce urmează după ce vei absolvi liceul Ion Creangă din Soroca? La fel cum au făcut-o și alți colegi de mei, voi păstra legătura cu acest liceu, pentru că este o familie. Sunt 12 ani în care am umblat mai întâi la o școală, care a spus mai apoi că a avut o transformare din femeie în bărbat și a devenit liceu. Am văzut transformarea liceului lungă de 12 ani, deci aproape jumătate de viață a liceului nostru. Și frații mei au urmat aceeași școală. Deci sunt mândră că sunt partea liceului, pentru că asta m-a crescut și sunt ce sunt. Pentru că asta m-a învățat școala. Asta e. Voi rămâne aici alături de proiect, alături de doamna Stăsoiu și de cei care au manevrat acest proiect de-a lungul acestor ani. Mă bucur tare mult că sunteți astăzi cu noi și aș vrea să încheiem cu părerea dumneavoastră a fiecăreia în parte despre momentul în care ar fi posibilă o unire a României cu Basarabia. Se va întâmpla, credeți? Am văzut și la Consiliul Local din Buzău și la Consiliul Județean au fost semnate simbolic declarații de unire. La fel am văzut că s-a întâmplat la consiliile locale din peste 100 de localități din Republica Moldova. Vă rog, spuneți. Dacă aș spune despre acest moment care l-am trăit astăzi și care l-am trăit 7 ani de zile, să știți că noi am făcut istorie. O istorie curată, corectă, o istorie care o vor cunoaște poate urmașii noștri. În cazul unei reuniri, eu cred că noi vom fi mai puternici. Ne vom iubi mai mult unul pe altul, pentru că atunci când suntem o familie întregită, se iubește mai mult. De aceea mi-aș dori foarte mult ca această reunire să se întâmple cât mai curând. Mi-aș dori ca copiii mei, nepoții mei, să trăiască într-o țară mare, într-o Românie mare, pe care o cunoaștem doar din istorie. Noi nu am apucat să trăim acele momente când se vorbea frumos românește. Să știți că dacă mai vorbim acum limba română în Basarabia, se datorează părinților noștri, buneilor noștri, care ne-au învățat să vorbim frumos românește. Pentru că uneori în română citeam așa, mai pe ascuns, pentru că nu ni se permitea. Și atunci, clar că am încercat departe de ochii celora care ne mai pândeau, adică să mai citim românește. Dar ceea ce trăim aceste momente, în aceste momente, vreau să zic că ne înaripează și mai mult să credem în visul nostru. Eu cred că totuși va fi reunirea. E un act de curaj, cred, și profesia pe care v-ați ales-o, aceea de profesor de limba și literatura română în Soroca. Vă mulțumesc tare mult. Doamna Năstăsoiu, vă rog. Să știți că la momentul 27 martie 1918 n-a fost ușor realizarea unirii Basarabiei cu România. Nu va fi nici acum ușor din punct de vedere politic, geopolitic. În schimb, cred că toți avem o datorie, toți românii, și cei de aici și cei de dincolo, să o realizăm, să nu așteptăm la autorități. E adevărat, e meritos. Domnul primar Constantin Toma face lucruri extraordinare. De altfel și elevii colegiului HD-ul. Dar punem cărămidă peste cărămidă și datoria este a noastră a tuturor. Să nu așteptăm, să o facem. Domnul Banu spunea că, în fapt, suntem reuniți în idei, în sentimente, în trăiri. Iar derularea acestui proiect, așa cum spunea foarte bine buna mea prietenă, este parte a ceea ce înseamnă unirea, care se va realiza și politic, dar acum munca efectivă trebuie să fie a noastră tuturor. Să nu așteptăm, să avem curaj, să ne facem eroi,
din cei care sunt alături de noi și care au curajul să spună da, vrem unirea, trecând peste politic, trecând peste presiuni, pentru că cu cât suntem mai uniți în idei, în sentimente, vom deveni în fapt uniți și din punct de vedere politic. Frate lângă frate, în fapt, cum spunem noi amândouă, frăția care ne leagă, ne arată că, în fapt, viitorul este al României Mari. Și acest proiect care se numește chiar Fratele meu de peste Prut, cred că va continua. Absolut. Nu se încheie aici. Nu. Va continua în viitorii ani. Eva, Sandra, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, doamnelor profesori de asemenea, și vă felicit pentru tot ce faceți, pentru tot sufletul pe care îl puneți în toate activitățile, astfel încât să fim uniți, chiar dacă, așa cum spunea Sandra mai devreme, geopolitic, încă nu, măcar să fim uniți sufletește, pentru că acolo nu cred că ne-am despărțit niciodată. Vă mulțumesc tare mult și succes în continuare! Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. Vă doresc o seară bună, la revedere!